Peste 7800 de ieșeni s-au angajat în ultimul an prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași. Totodată au beneficiat de completarea veniturilor salariale 339 de șomeri care s-au încadrat înainte de expirarea indemnizației pentru șomaj. Din totalul șomerilor beneficiari de acest stimulent, 57,5% sunt femei. Tot anul trecut, 159 de persoane au beneficiat de prime de încadrare pentru acceptarea unui loc de muncă la o distanță mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reședință. De asemenea, prin acordarea de subvenții angajatorilor au fost încadrate peste 2300 de persoane, peste 1500 fiind șomeri trecuți de 45 de ani. La data de 31 decembrie, în județul Iași se înregistrau aproape 8000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care peste 1000 beneficiari de indemnizație de șomaj.